Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce ne-am bucurat noi când domnul Daia a revenit în guvern? De cum? Da. Știam noi că nu o să ne dezamăgească. Știam. Am avut încredere de la, în domnul Daia de la prima declarație a dânsului, pe vremuri, când era în cabinetul Dăncilă. Și acum uite că dânsul e constant în întâmplări. E din nou vedetă, a dormit la telefon în timp ce era intervievat de Antena 3. S-a petrecut în timpul unei emisiuni, emisiunea Decisiv. E prezentată de Cătălina Porumbel, Gina Văcariu și Mădălina Mihalache la Antena 3. CNN. Sunt trei prezentatoare. Așa. Toate trei prezintă această emisiune. Vezi, mă, ce înseamnă complex. Vezi, mă, ce înseamnă, frate, meserie. Și domnul ministru Daia a fost sunat ca să vorbească despre scumpirea produselor alimentare și în timp ce aștepta la telefon să intre în direct, dânsele fiind trei acolo, dânsele au mai vorbit mai mult, mai nu știu ce. Și suntem trei aici, am putea face o colaborare. Da. I-a căzut barba în piept. Cer și fermierii măsuri. Ce putem să facem să nu ajungem noi cu fermierii noștri în faliment din cauza prețurilor reduse ale cerealelor din Ucraina? Ne auziți, domnule ministru? Le facem legătura imediat. Băi, deci este ireală înregistrarea, jur că este ireală. Băi, dar fetele sunt... perioadă, deci tot respectul pentru fete. Și au menținut că mă propădeam, cădeam sub masă. Da, de file, da, da. Pe de altă parte, ele ar trebui să-și pună o întrebare asupra calității emisiunilor. Dacă domnul Daia, care e fiert pe subiecte de-astea, a țipit în emisii... Băi, să știi... E ceva neregulă. Nu că, adică nu vreau să... Să știi că mie mi-a adormit un cameraman odată la Tele7. Nu cred. Ba da. Pe Tele7 prezentam știri. Și asta, 94, 95, nu știu ce. Deci mă dau un fapt. Asta e. Și cameramanii n-aveau nicio treabă de făcut acolo. Erau trei la trei camere fixe. Astăzi, în mod evident, că n-ar fi angajați. Dar atunci era, cum să spun, bogăție, nu știu ce, de aia și da faliment televiziunea. Și cadrul era fix pentru că era o croma pe spate și pe vremea aia nu se puteau face mișcări de cameră pe croma. În fine, nu contează, era... Un... Deci cum, erau trei camere puse fix și aveați, da, trei cameramani, da, care cei le păzeau? Sau da, ce? Le păzeau, da. Și în timp ce prezentam știri, bă, l-am văzut că tu te uiți în cameră, dar vezi un pic și pe lângă, te uiți în prompter. Da, da, da. Și l-am văzut așa cum se duce pe o parte, înțelegi? Așa, cu tot cu scaun. Adică a căzut pe o parte cu tot cu scaun. Și tragedia a fost că în timp ce cădea săracul reflex, s-a apucat de coarnele camerei și a mutat și camera. Și a făcut a dispărut cadrul. Foarte bun. Deci asta este, îl înțeleg pe domnul Daia. Bă, dar a dormit domnul Daia? Bun, după aia dânsul a negat că ar fi adormit. Zice că el nu doarme nici noaptea, dar mi-te ziua. A declarat recent, citez, eu sunt ca, domnul Daia zice, eu sunt ca panou fotovoltaic. Mă încarc dacă e soare, iar noaptea am energie de peste zi, așa că nu stau deloc. E adevărat că a fost înorat săptămâna trecută. Deci da, de asta poate că a avut... Nu știm să ne bucurăm de el pe de-a întregul, eu vă spun, e un fel de Chuck Norris. Eu zic să mai difuzăm o dată registrarea, că este epocală. Și fermierii, măsuri. Ce putem să facem să nu ajungem noi cu fermierii noștri în faliment, ia, din cauza prețurilor reduse ale cerealelor din Ucraina? Ia. Ne auziți, domnule ministru? Da. Refacem legătura. Păi, eu cred că mie mi se pare că e un tractor acolo și poate era pe câmp, mă gândesc. Nu, a zis că la a doua, până la urmă a reușit să vorbească cu dânsul. A zis că era pe scaunul de spate la mașină și că el nu și știe. Și mașina. Nu, când l-au sunat a vorbit, n-a avut nicio treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.